Proiectul în valoare de 26,5 milioane de lei a fost lansat în aceste zile și urmează să fie implementat de către administrația Parcului Național Cozia. Banii vor fi utilizați pentru creșterea gradului de conservare a faunei și a unor specii, cum ar fi cocoșul de munte, lupul sau păstrăvul indigen, cât și pentru protejarea pădurilor incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO. Cu fonduri europene se va achiziționa un sistem de teledetecție a incendiilor, iar pe vârful Cozia vor fi amplasate două rezervoare de apă. De asemenea, pentru a-i proteja pe crescătorii de oi de atacul lupilor, trei stâne vor fi împrejmuite cu gard electric. E o treabă de pionerat în țara la noi, în puține locuri pe glob mai funcționează. Vrem să instalăm niște sisteme de teledetecție precoce a începuturilor de incendii, deci camere de înaltă rezoluție care depistează punctele termice, deci începuturile de focare din zona parcului și în afara parcului pe o rază, să zic, foarte mare, aproape 10 km și în exteriorul parcului. În proiect sunt prevăzute și activități pentru promovarea culturii tradiționale și ecoturismului în arealul Parcului Național. Ne-am gândit la un lucru tot așa de pionerat, să facem în primul rând o casă a naturii și a tradițiilor locale, să integrăm într-un singur, să zic așa, o clădire generoasă în care să fie la oaltă atât natura, cu toată geografia, cu geologia, cu habitatele, cu trasele turistice, dar și cu ofertele agroturistice din zona Parcului Național Cozia. Parcul Național Cozia este unul dintre parcurile naționale din România, după retezat, cel mai important. Deține patrimoniul natural UNESCO. El este important pentru că practic susține conservarea biodiversității, în același timp promovează zona și de asemenea contribuie la dezvoltarea durabilă a acestei văi, Valea Oltului și a stațiunii balneoclimaterice Călimănești Căciulata. Cu fonduri europene vor fi marcate traseele turistice, vor fi montate panouri de informare și vor fi tipărite hărți ecoturistice. Parcul Național Cozia are o suprafață totală de 16.800 de hectare și se întinde pe teritoriile administrative a 6 localități, între care orașul Brezoi și stațiunea Călimănești.